Nunca domina casa, era saída. Dacă aș fi un profesor afurisit, de fapt am fost un profesor afurisit, aș zice așa că, de fapt, textul pendurează între două existente certe, și anume moștenire pe de o parte și răsăritul pe de altă parte. Pentru că doar o moștenire îți poate da răsăritul. Și într-un fel, aș zice că această carte, ultima și cea mai valoroasă, cea mai bună, pe care mi-a dat-o Cristi, este într-adevăr o moștenire. Cred că am să fac un lucru care ar părea jignitor pentru unii dintre dumneavoastră vis-a-vis de poeții de poezia noastră, dar vreau să fac treaba aceasta. Din ce cauză? Pentru că deja, după părerea mea, poezia lui Cristi Muntean se înscrie în lirica de valoare a noastră.